CSM Școala Reșița, trupa antrenată de legendarul Leontin Doană, trece printr-o perioadă bună, legând 3 victorii, ultima obținută chiar pe arena Ștefan Dobai din Dumbrăvița. Meciul contând pentru etapa 14-a din Liga 3 a început practic cu golul oaspeților din minutul 6, când experimentatul Marius Staicu a înscris cu capul din apropierea porții după centrare venită de la Bogdan Cristian Sii. După primirea golului, gazdele antrenate de Sorin Bolu au încercat egalarea, dar în loc de 1-1 s-a făcut 0-2. În minutul 19, rosonerii din Valea Domanului au înscris prin Dumitru Ene. După nici 5 minute de joc, ACS Dumbrăvița a redus din handicap prin Florin Nanu, cel care a fructificat un atac al gazdelor la care a contribuit Mihai Udrea și Răzvan Rus. Chiar dacă albi-verzii au avut o sumedenie de ocazii în finalul reprizei, primele 45 de minute s-au terminat cu scor neschimbat, 1-2. După pauză, reșițenii au trecut la antijoc, astfel dumbrăvițenilor le-a fost foarte greu să se apropie periculos de poarta apărată de expolistul Cristian Zimmermann. La finalul partidei, chiar la ultima fază a jocului, în al 6-lea minut de prelungiri, arbitrul partidei, gorjeanul Liviu Bălăcescu, a acordat penalti pentru timișeni, însă șutul lui Mădălin Stancu a fost apărat de Zimmermann. După înfrângerea de vineri, Dumbrăvița a picat de pe ultima treaptă a podiumului, fiind depășită de Cugir, dar și de Cermei.